ați văzut și voi, a fost un meci destul de greu pentru noi, deoarece și adversarul este destul de bun. Reieșind din ceea ce noi am pregătit, practic 50 din ceea ce noi ne-am planificat pentru meciul acesta am îndeplinit. Rămân încă foarte multe de lucrat, dar mai avem timp. Eu cred că până la următorul meci fetele noastre și staful tehnic o să analizeze acele greșeli pe care le-am făcut astăzi în meci ca să le omitem în meciul următor. A fost poate cel mai bun meci din această campanie preliminară sau mai bun decât cel? Nu putem să spunem că a fost unul dintre cele mai bune meciuri, dar dacă privim acest rezultat, clar că pentru noi este destul de plăcut atunci când avem ca adversar Italia și încercăm să ținem mingea la noi, să avem acea posesie pe care toată lumea și-o dorește. Da, este un rezultat bun deoarece am reușit să marcăm gol. Din prisma acestei putem să spunem că rezultatul este bun, dar am luat 3 goluri iarăși din greșelile individuale. Aici mai rămâne încă să lucrăm. În prima repriză a jocului a fost mai bun în echipa noastră. Ce a fost în repriza secundă? În repriza secundă am încercat să, cum am mai spus, să ținem de minge, dar având adversar ca Italia, pentru noi, eu cred că și puțin psihologic aici am cedat. În rest, eu cred că o să avem acum suficient timp să apreciem ceea ce noi nu am reușit să facem. Конечно, в первую очередь хочу сказать спасибо большое девчонкам, потому что отдались полностью. Нет, ну, все на 100% выложились на поле, все силы там остались. Мы в этой игре, ну, лично я поняла, что с этим соперником можно играть, даже то, что он на первом месте в нашей группе. С ним можно играть, и даже от них можно отбирать очки. Но это, конечно, со временем. Наша сборная, мы понимаем, что мы слабее, но все со временем приходит. Мы будем работать, и мы будем набирать обороты. После забитого гола почувствовали уверенность в себе, что есть какие-то шансы сравнять? Конечно, после всегда, когда ты таким командам никогда не забил сборной, и ты забиваешь гол, ты понимаешь, что ты, ну, мы можем и можно забивать даже таким командам, как Италия и остальные. Рады, что последний матч вот наша сборная забивает. Означает ли это, что мы на правильном пути в развитии женского футбола? Ну, конечно, да. Мы начинаем забивать, мы не играем, не проигрываем такими большими счетами, как мы начали. И я надеюсь, что дальше будет все лучше и лучше будет. A fost foarte greu din cauza și la teren, în primul rând că e sintetic, dar mi-a plăcut că am fost o echipă, am jucat una pentru alta, am jucat împreună și cred că asta e un rezultat bun pentru noi, dar posibil să putea și mai bine. A fost destul de insistent în faza de atac, ai avut o transversală, apoi ai reușit să marchezi. Apară ocazii la unul meci, că este mergem pe calea cea bună? Da, văzând că sunt ocazii de a marca și de a merge înainte, de ce nu? Adică nu avem ce pierde, în primul rând, în al doilea rând suntem o echipă și chiar azi am vrut să marcăm goluri. Urmează meciul cu România, de 10 aprilie, crezi ce cu România eu sper că noi vom câștiga sau cel puțin vă scoate un punct, pentru că suntem, pot să zic că suntem aceiași, adică poate undeva ele sunt mai bune, dar moral putem și noi să fim buni. Eu cred că am avut un adversar foarte bun, dar fiindcă am jucat acasă, am fost o echipă, am avut dorință, am avut suporteri, cred că am arătat un rezultat destul de bun. Personal, ți-ai fi dorit să marchezi și tu în poarta Italiei, că ai alergat destul de mult, ai luptat pe fiecare metru pătrat pe teren. Da, aș fi vrut să marchez, dar cred că am ajutat echipa așa cum am putut și am jucat bine. Urmează un alt meci greu cu România, un meci care poate fi important în această grupă preliminară. Da, și meciul cu România este foarte important pentru noi. Avem doar decât să ne pregătim pentru el și să jucăm la fel de bine cum am jucat cu Italia.